Secția de artă a Muzeului Regiunii Porților de Fier este gazda în această perioadă pentru o nouă expoziție de pictură. A fost odată Ada Kale. Este colecția ce reunește opere ale plasticienei Sofia Gonciarov-Dorogostaisky. Evenimentul marchează atât ziua artistei trecută în neființă, cât și ziua Micii Uniri. Noi, în colecția noastră, dintre cele aproape 1300 de lucrări, avem doar 6 lucrări care fac, iată, trimitere la zona Clisurii și la această insulă. De ce i-ați îndrumat pe mehedințeni să vină să viziteze această expoziție? Pe lângă valoarea artistică deosebită a lucrărilor, lucrările au și o valoare documentară, fiind realizate, iată, la fața locului. Mama a pictat în zona Ada Kale, în interiorul insulei și în zona Clisurii Dunării, încă din 57-58. Și am vrut să donez aceste lucrări, 10 dintre ele, cele pictate în acea perioadă Muzeului de Artă din Turnul Severin, pentru că sunt niște mărturii, deja pot să spun istorice, asupra unui loc la care nu mai putem ajunge și a rămas așa un fel de mici. Expoziția A fost odată Ada Kale își propune să prezinte publicului amator de artă plastică, dar și de istorie, o parte din cele circa 1100 de lucrări ale Sofiei, expoziția fiind curată de artista plastică Andreea Pană. Un mare prilej de emoție și de rememorare a celei care a fost mama mea, un exemplu de tenacitate, mi-a lăsat o moștenire și pe care vreau să o împart cu toată lumea, de 1100 de lucrări, și o parte din aceste lucrări pot fi văzute în această expoziție. E un prilej important pentru că mâine, de ziua Unirii, am aniversat ziua ei de naștere, de care era și foarte mândră. Am ales o serie de lucrări, 10 lucrări vechi, care sunt făcute în anii 58, aproximativ, ca și portretul artistei, care o să rămână în muzeu, și încă 20 de lucrări care sunt expuse aici, cu Clisura Dunării, cazanele, Ada Kaleu. Majoritatea lucrărilor din această încăpere sunt cumva replici după originale, deci au fost reluate de artistă. Toate materialele folosite, inclusiv rame, sticlă, hârtie, cuie, absolut tot. Expoziția A fost odată Ada Kale este deschisă publicului larg până la finele lunii martie, dată până la care iubitorii artei o vor putea vizita.